Bună ziua! Vlogul de astăzi îl începem la o plantație de ananase, aici fix în Ponta Delgada. E interesant, e singura plantație de ananas din Europa. Da, și ananasii ăștia de aici sunt mai diferiți puțin, că sunt foarte mici. Acum mergem da, să-i vedem. Și mai dulci. Da. Gustul este diferit de cei din Costa Rica sau de unde sunt mai aici. Da, și vrem să vedem aici cum funcționează, pentru că e gratuit. Se face gratuit un tur. Să vedem, a, uite, zice aici, să mergem la recepție, să vedem despre ce e vorba. Să vedem cum e. Solare, da. Așa, și sunt solare aici, văd. Oh, dar sunt destul de multe, uite. Da, și acolo văd că sunt oameni. Scria în prezentare că îți dă gratuit niște lichiori de ananas sau ceva, băutură și gem. Degustat, gem, gratuit totul, chiar sunt curios. Mergem să vedem acum de unde începem. Și intrăm acum, ia să vedem ce zice aici. A, uite, n-ai voie să te apropii de plante. Mamă, ce tare, uite cum arată. Wow, ce cald e aici. Cum arată o plantație de efect de ser. Wow, uite, n-avem voie să ne apropiem prea mult de plante. Wow, ce tare. Wow, dar ăsta e mare, ăsta e cât unul din ăsta, normal. Uite, poți să scanezi QR codul ăla, ia scanează-l cu telefonul tău. A, să vedem, să citim despre. Mamă, ce tare. Ce micuț e ăsta de aici. E cât jumătate de palmă mai mic. Bebe pineapple. Ce frumos e aici ăsta. Sculptat pe trecerea asta. Citeam aici că în perioada verii și a primăverii trebuie scudați săptămânal și sunt water tanks afară. Și irigă toată zona asta. Da. Uite, se văd aici sprinkles din astea care, cum se zic, astea, stropitori. Da. Asta. Da, e foarte cald aici, mamă, deci e bine. Cred că sunt 30 de grade aici. Mai zice ceva interesant pe acolo? Erau niște QR coduri aici care poți să le scanezi și îți dă ceva informații despre. Tipul ăsta de ananas de aici conține mai puțin zahăr și are o aromă mai puternică, din ce citeam, din cauza solului nepoluat și a climei de aici, din Azore. Acum intrăm în altă incintă de aici, să vedem ce găsim. Ah, sunt niște fotografii, uite ce super. Ah, ce tare, uite motocicleta asta. Ah, aveți niște explicații aici, dar sunt în portugheză. Da, cred că când e mai frig afară, bănuiesc. Asta oare ce reprezintă? O din asta mai micuță în miniatură, cred că e o seră în miniatură. Da.
niște ananași aici. Deja copți. Vai cât de bine arată. Și scrie aici Ananas dos Azores. Azores. Și așa arată corul acesta unde poți degusta lichior. Ce mai ai aici? Produse. Lichior de ananas. Dolce de ananas. Asta se și bun. O să degustăm acum să vedem cum sunt. Avem și acolo prețurile. Super interesant. Ia, ne-a adus și lichiorul să vedem cum e. Hai. Avem aici take a sip. Miroase a țuică. A țuică? Da. Și ce gust are? Nu știu, hai să gustăm să vedem. Ia, hai să vedem cum e șatul de țuică. Ia. Lichior de ananas. Lichior. Noroc. Noroc. Mamă, e țuică, dar super aromată. Ce bun e! Bă, beau și eu. Tăria aia unei țuici sau unei... Mamă, deci e foarte aromat, dar e și tare așa, adică are ceva. Ia hai să gustăm și pâine cu gem de marmelade. Ce aromat e. Wow. Ne uităm acum în meniu să vedem ce mai are, poate mai luăm ceva. Ne-am mai comandat aici o înghețată, un ananas, thank you very much, și un suc din ăsta. Proaspăt. Ia, gustă sucul să vezi cum e. Nu e așa dulce, dar gustul e mai intens. Da. Oh, wow. Dar nu e foarte dulce. Ia vezi și înghețată. Se topește. Are gust natural, nu? Asta e de vis. De vis. Vreau să gust și eu din asta, să văd cum e. E bună? Probabil la asta am mai adăugat ceva zahăr sau, nu știu, îndulcitor, dar e da. Cea mai bună. Ia gustă și ăsta, ananasul natural. Ce bună e înghețată, da? Și zic dacă e la fel ca ananasul sau e diferit? Au pus, au răzuit coajă de lime și îi schimbă total gustul. Dar e mai aromat sau cam la fel? Se simte foarte tare lime-ul ăla, știi, nu ce nevoie. Dar e foarte bun și e mai suculent, așa, crocant. E foarte bun. Da, da. E tare că e mai mic așa. Da. Și mai concentrat gustul. Da. Deci caprețul ăsta a costat 3 euro, parcă. Paharul ăsta de suc e 3 euro și înghețata 1,50 euro, parcă, sau ceva. Da, și o să ne luăm, cred, și un lichior. Da, asta să vedem. 4 euro, 100 de mililitri. Da. Foarte bun. Restul degustarea a fost gratuită și turul. Dacă mai voiai să mai cumperi ceva, era foarte ok, dacă nu. Ne-am cumpărat și o sticlă așa de lichior, dar e foarte frumos ambalată, da. Și costă 4 euro și pe ce am mai mâncat acolo am dat 13 euro în total cu tot cu sticla asta, deci vreo 60 de lei. Super, super ok așa la preț. Foarte bune produsele și proaspete. Da. Și din ce am observat e cam pustiu pe aici prin Ponta Delgada. Bine, azi e duminică, dar cam bate vântul așa. Nici trafic nu prea e. Probabil în centru, dar nu știm exact unde e centru. O să mergem să ne plimbăm și pe acolo, dar așa pe străduțe pare destul de pustiu. Am oprit aici la o agenție să vedem cât costă niște apartamente și avem așa un apartament T1, cred că are un singur dormitor sau garsonieră. Costă 180.000. O casă cu piscină 430. Asta iar, nu știu ce, un restaurant. 300.000. Sincer, cam mari prețurile mi se par. 200.000. 270. 300.000. Aici
725. După 5 minute cam așa arată vremea pe aici, e o ceață atât de densă încât abia vezi în față. Bine, afară nu e frig, sunt chiar 17 grade, dar cred că de fapt suntem în mare. Suntem la o altitudine mai mare. Ce impresionant. Am mai făcut o încercare la viu, pe tu ăsta Vista Dorei de la Sete Cidades, da, e o nebunie cum circulă noria. Fiți atenți aici, man. Ce nebunie. Și vânt, dar nu e așa frig, adică e, sunt 15 grade. Doar că acum nu cred că se mai aude nimic. Și aici ar fi trebuit să se vadă lacurile, dar bineînțeles că nu se mai vede nimic. Am ieșit doar eu puțin să explorez pe aici cu pelerina asta pe mine. Mamă, ce nebunie. Mă duc să văd puțin pe traseu ăsta ce e. Da, dar aici e un drum privat. Deci nu e nimic. Aha, uite, da. E totuși traseu. Și e de 7,7 km. Asta e deja a doua zi, n-am mai filmat ieri că era foarte urât, nu prea am mai făcut nimic. Și acum o să mergem să vizităm un parc, se cheamă Terra Nostra, e tot în Furnas și e un parc cu apă termală, unde au și o piscină mai mare și o grădină. Și o să vizităm pe acolo, prin zonă, să vedem, e destul de mare, din ce am citit în review-uri, e destul de, ne ia câteva ore să-l vizităm, dar nu cred că o să ne băgăm în apă, că n-avem ce ne trebuie, așa că ne vedem de acolo. Soarele, că ar fi mai frumos să vizităm pe soare, dar vedem.
suntem lângă parcul Terra Nostra, acum o să mergem spre intrare și aici e o plantație, dar nu ne dăm seama exact de ce, dar văd că acolo este și un izvor și pe aici curge apă, irigă practic tot câmpul ăsta. Și dincolo e și mai mare râu. Aici e în Furnas, în localitatea Furnas. Cam aici avem intrarea în parc. Prețul de intrare e 10 euro de persoană. Să vedem ce mai zice aici despre... Orariu 10.30 până la 4.30. Aha, deci până la 4.30. Acum e cam 1.30, 2. Exact aici la intrare avem și un copac imens. Wow, dar ce interesant arată. Și aici avem și harta. Zice ceva interesant. Uite, jacuzzi și... temporary closed. Grota. Uite câte sunt, 22 de puncte. Restaurant, bar. Da, e walking foarte mare. Ah, păi o să mergem, ne plimbăm. Ia uite, asta da, e. Dar trebuia să venim mai devreme, totuși e deja 2 ore. Avem timp, cred că în 2 ore îl facem. Am ajuns și la lac, la... E lac? Ce e? Piscină. Piscină. E mare, e foarte... ruginie apa, așa, da. Nu e exagerat de multă lume. Ia să văd cum e. Ia, bagă mâna. E caldă, da? E mai ceva ca la terme. E caldă, caldă, dar cred că... Ce bună e, mama! Păi se vede că iese abur din ea. Ia. Ia uite. Wow, ce soare a ieșit acum, fix acum. Noi o să facem traseu acum. E superb, superbă piscina aia. Dar avem aici walking trail-ul. Și o să vedem cât ne ia să-l facem. Aici avem un copăcel magnolie, scrie că e din China, dar ce frumoase sunt florile astea. E foarte frumos amenajat așa. Ce gărduleț frumos avem aici, așa, făcut din, zici că e vie. Acum mergem spre grădina cu flori. Sunt mai multe, de fapt. Dar ce mirosuri de plante. Da. Wow, ce frumos arată. Ai ceva la Chica să revolu? Avem aici niște scări formate din rădăcini de copac. Se mai amenajează pe aici, că mai lucrează în unele zone. Ce zici, mă bag la condus tractorul ăsta? Da! Ia uite! Are trei schimbătoare, nu știu care, cum funcționează, nu știu ce fac alea, dar... Uite, are și cheia în contact. Pot să dau o tură. Deci aici cu copacii ăștia așa, zici că te afli în junglă, în Bali. Nu,
Jurassic Park. Da. Uite așa. Wow, dar chiar e interesant. Vegetația asta de aici e adusă din alte locuri, de prin Asia, că scria la plante. Dar mă mir cum rezistă aici, cum se adaptează. Da, dar nu chiar așa cald, dar pare că le priește dacă au stat. Wow, și copacul ăsta ce interesant e. Trandafiri japonezi, mulți. Wow, dar ce frumos. Și sunetele de păsărele. Wow, deci chiar e foarte mare, da. O să luăm pe aici prin pădure, pare mai interesant. Intrăm prin pădure, prin junglă. Wow, uite ce frunză mare de palmier. Ha, de ce-o fi așa? Wow. Maxi. Wow, aici e cel mai tare până acum. Ce frumos. Wow, chiar mă simt ca în junglă. Da. În junglă nepericuloasă. Chiar. Că nu e nimic pe aici absolut periculos. Niciun șarpe venenos, nimic. Uite, au dat foc acolo la ceva. La resturi. Mamă, da, asta e superbă. Deci e numai cu palmieri pe aici. E total diferit de ce am văzut până acum. Wow, dar nici nu știi pe care alee să o iei aici. Este o hartă, dar n-am urmat-o. Ne plimbăm prin junglă. E paradis aici. Mamă, cât de tare e, super șmecher. Și a ieșit și soarele acum. Ce frumos. Da. Uite, îți copăcei din ăștia chiar. Mamă, dar e... Simți că ești în altă lume. E plin de palmiere aici, deci... Cred că n-am văzut în Vietnam așa câți palmieri sunt pe aici. Mamă, cât super! Și ce bine întreținut sunt. Da. Nu sunt uscați, nu sunt... Bine, mai sunt, cred că, pe unde ating oamenii. Cred că sigur ei tratează cumva. Wow! Trebuie să vedem și celelalte părți e cum super sunt. Super interesant. Că sigur au și cu alte feluri de plante. Avem și un monument aici în parc. Cam așa ceva. Deci, din punctul ăsta de sus, avem vedere către un mic lac acolo, artificial. Și aici, în fundal, cred că avem furnasul. Avem aici un mega imens copac.
Wow! Ce imens e! Da, e mare, rău. Nu zice oare ce... E ca cel din Bali, dar totuși. Da, nu, nu. E mărice. Wow, ce vârstă. Nu știu, dar sigur are... Nu scrie nimic. Da, nu. Nu e menționat. Ne continuăm aici traseul. Deși am luat-o cam greșit, că avem o hartă, dar nu m-am uitat pe ea și am luat-o pe unde am crezut noi, dar cred că o să refacem din nou. Am luat după ceilalți care mergeau în fața noastră. Da, nu e chiar amenajat așa să știi exact pe unde să mergi, trebuie să te uiți pe hartă, dar oricum e frumos, am luat-o pe unde părea mai interesant. Pe oriunde merge spectacolul ăsta, așa că ne bucurăm de fiecare și cărăruță și... E foarte mare grădină, da. Chiar e imens. Parc. Parcul. Aici avem un lac care se poate traversa și cred că erau și nu feri, doar că sunt trecuți. Sau nu sunt floriți, da. Aici avem un semn și spre niște grote. Ia să vedem. Ce frumos e și pe aici traseul ăsta. Și cred că ar trebui să fie undeva în față. Cam astea ar fi grotele și deasupra e un pod. Doar că se stă la coadă aici să intre, mai avem și oameni în spate. Wow, interesant. Tare. Dar asta e construită, cred, nu e natural. Avem și niște floricele albe aici. Cred că am mai văzut din astea, doar că erau mai mici. Deci miroase a eucalipt. Da, un miros mai mentolat. Am găsit și copacul Tree of Gondor din Lord of the Rings. Mamă, dar ce rădăcine are. Și ce alb e. Nici nu l-am observat. Copacul ăsta mare de aici, de fapt este eucalipt și aici pe jos sunt o grămadă de semințe, o să luăm și noi. Sunt căzute pe jos și miroase, da, că îl miroseam de la depărtare. Wow, nu știam că așa arată un eucalipt. Probabil sunt și mai mici, dar e imens. Chiar e foarte, foarte mare. Așa arată. Da, și e din... Da, nu știu, ăsta e mai mare, probabil sunt cumva mai multe specii, da. Dar e din Tasmania adus și plantat, scrie aici pe tablița asta. Aici avem și un râu, cred că este apă termală după culoare, exact ca cea din piscină. Ia, chiar sunt curios dacă apa asta este caldă sau nu. Ia să băgăm mâna. Oh, da, e caldă. Mamă, e super caldă. Deci e apă termală, da. Avem aici un lac și cu peștișori. Ăștia-s ca aia din Asia. Ce s-a întâmplat aici? A pocnit gardul. Wow, ia uite. Crede că le dăm mâncare, vin la noi. Mamă, dar ce frumoși sunt. Sunt ca aia de la... Da, exact. Uite. Dar vine aici, crede că le dai mâncare. Wow. Da, ei erau imensi, mai știi? Da. Wow, cum arată. Sunt hrăniți bine. Superb locul, chiar e frumos. Merită. Ce model de rățuște. Zici că au cizme negre. Da, sunt interesante. Ce elegant merge, uite, și zici că au la gât un papion sau ce? Da, și vin la lume, crede că le dăm mâncare, ca și pește. Da. Ai, ce superb, ce culoare, nu am mai văzut. Deci uite cum are la gât, da. Și uite, cizme de cauciuc. Gumari. Da. Uai, e superb. Ia uite, și are și... Pe naș, e de verde. De ce maro?
Nu am mai văzut culorile astea. Ce specii de copaci interesante. Deci aici s-a răsucit ramura asta și a luat-o așa pe acolo. Asta este arborul de hârtie, pentru că scoarța lui zice că e făcută din hârtie, dacă te uiți bine așa. Ah, foarte interesant. Avem aici alee cu bambus. Îl avem aici pe backpack. Simpatic. Ia uite-l pe backpack. Ia uite acolo, avem un. Wow, ce tari sunt ăștia. Mamă, dar uite ce mulți sunt aici. Wow, uite dinozauri. Ce drăguț. Aici, wow, chiar sunt super făcuți. Asta e un elefant. Da. Iată, e puraș. Copacii ăștia în jur, chiar zici că e din preistorie. Ha, tare. Gata, am terminat plimbarea aici, în grădină. Luaza asta de liniște, deci a fost superbisim. Da, foarte frumos, deci merită vizitat aici. Ia, ce mai e aici? Uite, mai e un hotel, da, aici e un hotel, complexul ăsta și un restaurant. Hai să mergem la mașină acum, a fost foarte frumos, intrarea costă 10 euro de persoană, poți să te bagi și în piscină acolo, dar noi nu ne-am băgat, că n-am avut la noi ce ne trebuie. Era și aglomerat, acum s-a mai aglomerat și doar două cabine de probă acolo, e cam haos, dar pe total a fost super, deci chiar merită. Cel mai mare parc în care am fost. Da. Și foarte bine am venit. Da, ne-am plimbat, cred că zic eu, cam peste tot, că am luat de două ori la rând cărările de acolo și am acoperit cam tot. Acum am ajuns în nord-este și vrem să coborâm până la far, care se cheamă Ponta do Arnel. Aici puțin și undeva jos avem un traseu, nu se vede, dar e undeva jos în partea aia. 500 de metri. Doar că e foarte în pantă și aici e o pantă foarte mare și se plângea lumea pe Maps, se poate coborâ și cu mașina până acolo, dar e foarte, foarte abrupt și ziceau toți că nu prea ar fi indicat. Chiar sunt curios să văd cât de mare e panta. Cam așa ceva, e decent, aș zice, momentan. Scrie 20% acolo, dar cred că e și mai mult. Dar ce frumos se vede aici. O să încerc să dau și drona când ajungem la far. E puțin vânt, dar se vedem acolo jos. Wow, ar fi super să mergem și pe plajă. Da, e și o plajă, să vedem ce e jos. Și se vede și farul. Aici sunt niște curbe așa. Interesante. Da, e ceva înclinație. Nu știu cum, nu știu dacă e cea mai mare. E totuși, uite aici, te duci bine. Îmi plăcu pe aici să conduc, nu? Cred că da. Dar nu mai fie nicio mașină, să fiu sigur că-s doar eu. Da, uite, e destul de înclinat așa. Trebuie să ai skill-uri neapărat, altfel. Da. Și mai sunt și urme de cauciuc aici, că cred că au... S-au speriat și au frânat. Avem și o cascadă aici pe marginea drumului. Wow, super! Bate vântul. Ia, în partea asta ce e așa? Wow!
Aici cred că e plaja aia de acolo sau cea. Oh, dar ce frumos se vede apa. Avem și pe partea asta o plajă așa de pietre. Da, e frumos locul. Ăsta e farul. Arată interesant. Și aici e o mică parcare jos. Doar un curajos a fost care a coborât. Avem aici și ceva informații, dar sunt doar în portugheză. Gata și la far, am reușit să dau și drona, a fost super, chiar interesant de aici. Și acum ne așteaptă urcarea asta. Dar o facem, că nu era așa mult, 500 de metri, e destul de puțin. Nu, ține așa. Da. Ne facem poftă de mâncare. Wow, e chiar baltă. Așa e. Da. Wow, și priviți aici, fix acum l-am văzut. Ce avem în depărtare. Da, s-a format așa. Ce frumos. Mamă, super. Cred că mai e unul în partea stângă, dar se vede foarte vag. Aici, la far. Da, foarte tare. Ha, din cauza norului, plouă acolo, cred. Da. Da, wow. Super. Cam așa se parchează aici, mamă, cum e mașina aia. Da, sigur nu se vede. Nu, no, nu cred. Cred că îi zice că e... E acolo. Ba, da, se vede. O să mergi pe burtă, dacă o vrei. Da. Urcăm, urcăm, urcăm. Wow, dar ce peisaj de aici, de sus. Cum am urcat. Mai urcă cineva acum? Gata, acum mergem să lăsăm mașinuța. E a doua zi. Am avut-o doar până la ora 10. O să vedem. Astăzi ne plimbăm prin oraș, prin Ponta Delgada. Dacă tot nu o să mai avem mașină și gata, mâine plecăm. O să-mi fie dor de insula asta minunată. Doamne. E chiar un paradis verde. Exact cum se spune. E magnifică. Superbă. Facem și plinul acum la mașină, că trebuie să o ducem la... de la închiriat înapoi. Aici costă 1,5 euro pe litru. Mai avea cam un sfert de rezervor să-l umplu. Să vedem ultimii bani pe benzină. Am făcut de vreo două ori plinul. Am făcut 1300 de kilometri până acum. Mașina, nu mai știu, 9 zile cred că au fost. Deci am mai băgat de 20 de euro. Cam asta a fost și prețul mașinii pentru 9 zile. Gata, am dus și mașinuța, ne-a și adus aici la hotel, a ieșit și soarele, e perfect afară. Astăzi o să fie ultima zi aici, mâine plecăm. Da. E super că avem acum soare, sper să fie așa și toată ziua și o să ne plimbăm azi pe aici. Dar... mergem la o grădină botanică, mai vedem.
undeva să mâncăm mai pe seară. Da. O să încheiem vlogul ăsta aici și pornim altul tot de aici, de astăzi, ultima zi, și mâine cu întoarcerea acasă. Pa!